videoclipurile. Astăzi am revizitat un joc după 3 ani în care nu am mai făcut niciun video cu acest joc, el fiind Brawl Stars. Bineînțeles că eu l-am mai jucat și off-camera. Dacă mai doriți episoade cu Brawl Stars în afară de acesta, nu uita să drobiți butonul acela de like, de subscribe, lăsați un comentariu și hai să trecem direct la video. Vizionare plăcută! Salutare tuturor, oameni buni, și bine am regăsit la un nou minunat episod de Brawl Stars, oameni buni, după 3 ani. Nu mă gândeam că o să mai zic vreodată chestia asta, dar am revenit și eu pe Brawl Stars pe YouTube. Am să vă mărturisesc o chestie, eu m-am jucat Brawl Stars și când nu am filmat. Știu toată faza cu noile update-uri, gen, eu m-am jucat, eu nu m-am lăsat de Brawl Stars poate decât acum vreo 2 ani așa, dar nu m-am lăsat de Brawl Stars. Știu toată faza cu hyper, charge-uri, nebunii, chestii, stați că-mi intră microfonul în gură. S-au băgat o grămadă de update-uri de când nu am mai jucat eu Brawl Stars din 2020 sau 2021, nu știu exact, nu contează. Ideea este că s-au băgat acum cel mai recent niște hypercharge-uri, care practic sunt niște boost-uri pe fiecare brawler care le are. Momentan sunt pe Shelly și eu îl și am, pe Bull, pe care mai era, pe Colt, pe Spike și pe noul brawler băgat chiar acum câteva zile, Pearl. Sunt o grămadă de chestii interesante. Eu l-am deblocat pe ăsta, pe Dag, acum mai cel mai recent. Nu mai există cutii, acum brawlerii ei din chestia asta numită Star Road. După faci rost de faimă, practic, când ai toți brawlerii, îți trebuie credite pe care le iei din Battle Pass, de Brawl Pass. Nu știu ce zic Battle Pass, sunt prea obsedat cu Fortnite-ul. Dați și voi like și subscribe și hai să începem o dată să dăm și noi un match cu Dag, ca așa-l cheamă pe brawlerul meu, Dag. Stați să verific dacă se filmează, da, se filmează. Ce-mi place mie Brawl Stars-ul, că mă, cum îl cheamă pe ăsta țăran, pe Eve. Ca să nu știți brawlerii, îmi pare rău pentru voi. Nu pot să stau să vi explic pe toți, sunt vreo 70 în tot jocul. Da, jocul ăsta devine League of Legends, ca idee, nu v-am zis, dar devine League of Legends. Ăsta practic dă un splash de apă în jurul lui, practic cam ca Jackie, dacă știți de brawlerul Jackie. Voi mai știți Brawl Stars, oameni buni? Eu v-am zis că m-am jucat și încă mi-au rămas skill-urile, că dacă m-am jucat mai tot timpul, nu chiar tot timpul, dar așa, din an în Paște mai intru pe Brawl și mă mai joc. Stai să vedeți ultimata lui ăsta ce face. Deci, dacă ăsta încearcă să mă moare. De fapt, stați. Deci, dacă ăștia încearcă să mă moare, eu îmi pun hotdog-ul ăsta și mă respawnez instantaneu în locul unde eram. Și pot să fac chestia asta ori de câte ori am superul. Așa. Stai că vin copcila și lui Eve. Că ăia sunt practic niște dăștia, niște NPC-uri. Niște peturi, mă. Stați, că mă mănâncă urechea, nu! Mă mănâncă urechea! Doamne, ferește, mă mănâncă urechea! Așa. Bă, dar ăsta ar că am trebuit să-l bat. Gadgetul meu îmi boostează damage-ul și eu, dacă aș fi cu cineva în echipă, cu atacul meu aș putea să le dau și viață, gen. Mamă, bă, mă mănâncă urechea ca naiba, efectiv. Stai să luăm și noi power-up-ul ăsta. Ia vino tu încoace. Gustavo! Vezi că am ăsta pregătit. Să nu crezi că poți să faci ceva. Vedeți? Și eu mă respawnez și-l omor. Efectiv. Deci brawler ăsta e mult prea OP. Ziceți voi, stați așa că mă mănâncă urechea stângă. Doamne ferește, ce eu... E dimineață, oameni buni. Am și eu dreptul să mă mănânce urechea, nu-i așa? Da, acum avem Brawl Pass nebunii, chestii... gear-urile să vi le arăt. Eu am un gear care mai dă, practic... Tu normal ai 3 gadget-uri pe joc, gen... Poți să apeși pe gadget de 3 ori într-un match. E, gear-ul ăsta îți dă încă unul și poți să folosesc de 4 ori gadget-ul. Da, eu o să mă joc tot cu Dag pentru că vreau să-l pușez. Deci, video ăsta e și push. Așa și... dacă vreți să joc Brawl Stars pe viitor și cu încă cineva, gen, că am niște prieteni care au Brawl Stars, printre care unul dintre ei face și video-uri cu Brawl Stars, adică mă refer la Mario Gaming,
pe care bănuiesc că toată lumea care se uită la canalul meu îl știe, fiindcă omul efectiv insistă să apară pe orice video. Bă, vreau și eu să fac un video, nu, de ce mi-a atacat? Foarte ciudat. Vreau și eu să fac un video, nu, boss, faci video cu mine. Deci Mario Gaming e genul ăla de om. Ăsta, mamă, stai că Mandy asta, asta o cheamă Mandy, are o abilitate de efectiv dă până în efectiv capătul celălalt al hărții și dă extrem de mult damage. Deci, dacă îmi ziceți mie, dacă îmi ziceți voi mie că asta nu e OP, bă, asta nu și-a luat damage, nu și-a luat damage, nu și-a luat damage, nu și-a luat damage. Nu că ăsta așteaptă, aha, ce fraier, ce fraier, ce fraier, a așteptat el să mi se ducă ăla, dar n-a stat suficient. Cam fraieruț omul așa. Da, na. Două win-uri la rând, eu zic că e bine. Eu zic că nu m-am ruginit. Bine, ăștia sunt boți, vă dați seama. Majoritatea sunt boți, că te vedeți, n-au niciun profile picture de ăsta, îs boți, deci n-ai ce să te bucuri prea mult, că cu boții oricum faci win. I mean, come on. Haide, bă. Bă, ce dai atâta? Stai, 48 HP, bă, îți bagi joc de mine. Așa, dăm aici, mamă, vremurile bune, pe când făceam eu video-uri cu Brawl Stars. Niște vremuri excelente. Poate mai facem video-uri dacă vă plac, dacă vă place seria asta de Brawl Stars și observ că e foarte mare susținerea, o să mai fac, de ce nu? Că mie mi-e ușor să filmez un video cu Brawl Stars, doar mă joc, vorbesc. Nu e ca la Minecraft, la Minecraft trebuie să-ți vină, frate, o idee. Aici la Brawl Stars doar joci, efectiv. Doar te joci, nu trebuie să-ți vină nicio idee nebunească. La Minecraft trebuie să ai tot timpul câte o idee nouă. Și asta e mai greu, recunosc. Mamă, 7 HP, îți bagi joc de mine, dude? Jesus Christ, stați așa că eu îmi dau cu mâna peste firul de la căști. Nu știu de ce, nu mai sunt în largul meu. Nu mai sunt pe Minecraft. Oh, astea sunt star drop-uri, oameni buni. Sunt ca un fel de noile boxuri. Connection lost! What the... Connection lost mi-a dat, oameni buni, nu știu dacă ați văzut. Evident că mi-e dă rar. Mai devreme mi-a dat unul epic când nu filmam. Așa. Că am intrat, mi-am setat și eu emulatorul aici, că joc de pe emulator. Oh, și un player icon nou. Și stați că s-a restat shop-ul. Hello, shop-ule, așa. Luăm de aici token doubler. Așa. Mergem aici în peste, luăm... astea sunt Chroma Credits. Practic Chroma creditele. Ce să mai mă complic, creditele. Poți să-ți cumperi brawlerii cromatici cu ele. Eu am 398 și îmi trebuie 500 ca să iau pe Eve, pe Buster, pe Mandy, pe Maisie sau 1250 ca să-l iau pe Cordelius. Cordelius este un brawler destul de interesant, nu vi-l prezint acum, trebuie să vă luați și voi brawl-ul ca să vedeți care e faza. Reapucați-vă și voi de Brawl Stars, că e un joc foarte mișto. Și acum e un event foarte mișto aici numit Mastery Madness. Da, vedeți? Practic, stai mă, bă. Practic ne boostează punctele pe... punctele fir... Bă, nu știu ce am, nu mai știu să vorbesc. Punctele de Mastery, din care ne completăm și facem rost aici de un player title, player icon, chestii. Eu am deblocat acum foarte mult timp brawler ăsta pe nume Genet, am o grămadă de skin-uri. L-am pe ăsta, hai să jucăm cu ăsta că e cel mai scump. E 80 de gemuri sau 2750 de bling-uri, care sunt puncte, practic, puncte cosmetice, ca să zicem așa. Să vedeți că e mult mai greu când joc cu Genet, fiindcă am deja de foarte multe trofee. Și vreau să-i fac mastery-ul. Ăsta e scopul meu momentan în viață, să-i fac mastery-ul. M-am uitat și eu pe OBS. Bă, dar nu înțeleg de ce nu mai știu să vorbesc. Gen, efectiv. E destul de greu să dai cu auto-aim-ul. Așa, și mai ales, ăsta e un brawler destul de interesant, fiindcă uitați. Când dai cu auto-aim-ul, dă foarte la apropiere. Dar dacă ții range-ul așa, îi se mărește.
și poate să tragă la mai mare distanță și what the fuck, mi-a fugit ținta, bă. Foarte, foarte dubios că mi-a fugit ținta. Dăm în ăștia aici. Uitați cum fac third party. Deci e inimaginabil. Când te joci cu boții e prea ușor, când te joci cu ăștia îți fac third party, dude. Stai așa că am tras în zid. Dude, deci e imposibil, dude. Așa că cu Barley. Eu unul nu mă joc cu Traoré, că Traoré nu mă reprezintă, sincer. Așa a zis odată un mare om. Așa, un mare om, un prieten de-al meu. A zis odată că Traoré nu îl reprezintă. Mi-a intrat chestia asta în cap, fiindcă nici pe mine, frate. Nu știu să joc cu Traoré, ok? Nu știu să țintesc atât de bine încât să joc. Ăsta nu e un 3D shooter. Dacă era ca Fortnite-ul, de exemplu, mă pricepeam. Apropo, dacă vreți și videouri cu Fortnite, eu sunt dispus să fac. Deși nu promit că n-am să mă enervez. Aș ultimata lui Genet asta e destul de mișto. Pentru că poți să zbori, frate. Ia asta să mă bag în ăsta să-l bat. Haide, bă! Și ia-te-l, frate. El campează. Poți să zbori și practic dai și cu niște bombițe. Efectiv, ți le dau automat. Așa și poți să îi atași din aer și ei n-au ce să-ți facă. Dacă nu ai, de exemplu, vreun status effect, de exemplu, vreun poison, ceva pe tine, n-ai cum să mori, efectiv. Ești invincibil pentru 6 secunde sau nu știu cât. Stați așa că no! Uitați-vă și voi. Deci copilul ăsta, uitați-vă și voi. Copil transpirat. Noi suntem noi cu gadgetul ăla, l-am dus să-i se blocheze jocul și da, oameni buni, scuzați-mă că sunt atât de cringe, doar că e dimineață. E efectiv dimineață și nu-mi găsesc cuvintele, nu sunt în stare să vorbesc. Ia uite, alt ăsta, alt Dynamic. Bă, pleacă cu Dynamic-ul tău de aici. Dă șobos cârțar. Momârlanu! Șobolanu, nu, că ăsta poți să-mi dea stun. Buzz! Ăsta-l cheamă Buzz. Mamă, bă, Shelly. Shelly, can five gang? Mamă, bă. Nu, 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 no way. Bă, dar mai lasă-te și tu țintit, mamă, stai că eu am apucat ăsta de mers, pardon. N-am luat pe ăsta de mers. Stai, nu, 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 nu. Ah, de fapt, nu! Nu, sunt prost, sunt prost. Mamă, mamă, mamă. Let's go! Și normal că ăsta stă să campeze. Că de ce? E de ce să plec de acolo? Hai să ne jucăm și noi pe altceva. Oh, mai avem cu un star drop de ăsta. Normal că este rar, că de ce să-mi dea și mie, nu știu, poate un epic, poate un mitic, nu, mi-e de rar. Frate, na, așa de fără obrazie jocul ăsta. S-a băgat din nou Siege-ul, așa că am să joc pe Siege pentru prima oară în 3 ani cel mai probabil. Că Siege-ul s-a scos, dar vreau să mai joc și eu odată pe Siege, că n-am jucat de mult. Sincer, modul ăsta de joc chiar nu am jucat de mult, fiindcă v-am zis s-a scos și mi-era dor și mie de Siege. O, da, parcă și-a luat cam riskin așa. Sau nu mi-amintesc eu. Cred că nu mi-amintesc eu. Cred că e fix la fel, dar nu mi-amintesc eu prea bine cum era pe vremuri. Am luat un șurub și știu că trebuia să stai cu el pe tine și după se ducea automat și cu cât aveai mai multe, făceai rost de bot de level mai mare. Așa mi-amintesc că era Siege-ul. Deci, uite, avem și noi pentru prima oară ceva ce nu mai îmi amintesc, de fapt îmi amintesc, dar ceva ce n-am mai jucat de mult. Siege. Eu încă fac rost de astea. Avem un Siege bot de level 2, cam puțin. Eu pe vremuri îmi amintesc că făceam și de level 15. Asta să zburăm noi. Ok, și hai să ieșim din zona asta că mă omoară chestia asta. Dude, da ce mișto e Siege-ul. Nu știu,
Cred că o să devină din nou modul meu de joc preferat. Pe vremuri era preferatul meu că făceai cele mai multe trofee, mai multe chiar și decât Showdown-ul, sincer. Făceai vreo 12 și pe Showdown numai 10. O, mamă, ce robot mișto o să avem, de level 7. Ok, ne resetează și șuruburile. Stați că trebuie să intre ăsta să-l targeteze. Nu, că ăștia-i dau la damage și stun și chestii. E inimaginabil, bă. Uitați cât de mult s-a schimbat jocul ăsta. Ok, trebuie să le batem tureta. Bine-s. Bine, am dat și un emote acolo. Bă, e foarte mișto și sunt și star player. Asta e foarte bine. Eu mai dau play again, fiindcă am un quest. Da, deci siege-ul cu update-urile astea noi e foarte schimbat. Deci, nu știu, mi se pare, de fapt, siege-ul a rămas la fel, doar că jocul în fundal s-a schimbat. Deci, parcă nu mai ai același feeling să te joci Brawl Stars. De asta nici n-am mai făcut episoade, că jocul ăsta a cam murit, ce-i drept. Nu, n-aș putea zice că a murit complet, dar nu mai e ce era odată. Bă, nu mai merge să mă mișc, ia uitați, frate. Deci emulatorul ăsta e cam buguit, se pare. Sau nu știu eu să folosesc una din două. Așa, să țintesc cu EU, pentru că, na. Trebuie să... Nu, de fapt țintesc cu mouse, că e prea greu cu EU. Nu, acum ei ne atacă, că au avut mai multe bolturi. Bun, mamă, Frank ce bun era pe modul ăsta de joc. Acum toți brawlerii sunt buni, gen, efectiv. Nu mai există brawler să nu fie bun pe vreun mod de joc, că sunt 70 de brawleri jocul ăsta. Pe vremea pe când erau numai vreo 23-24, era mai mișto jocul, sincer. Când aveai... Parcă n-aveai extrem de multe opțiuni, era totul... Era totul efectiv un pic mai... Mai la început și orice joc e mai bun când e la început, mi se pare mie, sincer. Sau sunt doar nostalgic pentru Brawl Stars. Bă, dar parcă pălăvrăgesc prea mult. Ia să mă mai concentrez și eu pe aici. Stați că... Da, o să mor, din păcate. Am vrut și eu să mă duc cu rush pe chestia aia. Pe chestia aia lor. Aici ne arată și viața siege botului nostru. Din păcate cam moare, ceea ce nu prea e bine. Hai, stanează tureta ca să dăm... Să-i dăm numai bucăți, așa. Ok. Din păcate, de fapt, din fericire, tureta lor are mai puțină viață decât a noastră, dar asta se poate schimba oricând. Dacă o să aibă mai multe siege chestii... Ce siege chestii? Șuruburi. Andu, se numesc șuruburi. O să ne facă... O să aibă bot mai puternic. Acum este Tino Siege. Perfect. Deci nu ne spawnează bot, fiindcă aveam la fel de multe șuruburi ca ei. Bun, să nu intre ăsta la noi. Mamă, Penny ce OP era pe modul ăsta de joc, știți de ce? Deoarece putea să-și pună tureta aia în colț aici și să dea o grămadă de damage, dacă vă amintiți. Da, eu sigur mi-amintesc pentru că... În 2019 eram prea obsedat de jocul ăsta, deci era jocul meu preferat, bătuse Minecraft-ul la jocul meu preferat. Acum s-a inversat. Oh, mamă, câți bănuți! Respect Kendama. Respect Kendama și ce să-mi fac eu cu bănuții ăștia? Voi ce m-ați sfătui prin comentarii? Nu știu, îi păstrez că... Parcă sincer nu vreau să-mi fac upgrade la, de exemplu, Ash, Fang, Lola, ăștia. Sunt 71 de brawleri în joc, dude. Holy crap. Am vrut să văd dacă mai merge un bug, dar nu mai merge. Așa. Da, deci mai dăm un match. Și după va trebui să punem punct acestui minunat episod, pentru că deja se lungește. Match pe ce să dăm? Alaba la portocala, Brawl Ball. Și schimbăm și noi îl dăm cu Sam, pe care am power 11. Apropo, pe când făceam videouri, max power-ul era power 10, adică când aveai star power, îți dădea power 10, deci practic puteai să-i upgradezi până la power 9, acum poți să-i upgradezi până la power 11, deci
E foarte șmecher jocul ăsta. A, și Sam ăsta are superul tot timpul încărcat. Este lag, dude! Cum să fie lag în 2023, dude? Este lag, dude. Spați joc de viața mea. Haide. Bă, vreau auto-aim! Nu merge să mă mișc! Fiți antenă. Fiți antenă. Bam! Mamă, bă. Deci cred că următorul episod am să joc de pe telefon, că de pe emulator nu prea le-am. Și eu când recuperez alea mai dă și niște viață. Da, aici următorul episod joc de pe telefon. Și doar înregistrez sunetul de pe ăsta ca să mă auziți bine. Așa, mamă, bă, nu! Bă, sunt bâtă rău de tot de pe emulator, sincer. Sunt bâtă, n-ai ce să te plângi. Deci, de pe emulator sunt slab rău de tot la Brawl Stars. De pe telefon să vedeți că îi rup pe băieții ăștia în 2 secunde. Sau fete, nu știu ce sunt. N-am să le dau gender, sunt că aparent este ofensiv 2023. Așa că, na. Dați și voi pe butonașul acela de like și ne subscribe, că cred că am uitat să mă milogesc de chestiile astea numite like și subscribe, pe care trebuie să le dați, pentru că altfel nu mai postez videouri, of course. Dacă nu dați like și subscribe, sunteți niște oameni nașpa. Ok, hai mă! Băi, băjatule! Nu! Ia asta! Ia alea! Bă, frate! Știu că am urlat în microfon și probabil acum mă urâți că v-am stricat boxele, dar asta e problema voastră, sincer. Nu, ia-le! Bă, ce faci, bă, emulatorul ăsta e buguit rău de tot. Ori el buguit, ori sunt eu prost. Deci, pe bune, uitați-vă și voi. Mamă, stați așa. Normal. Haide. Nu, fiți atenți, că îi rașez pe ăștia. Nu, de ce? N-am apăsat. Oh, mamă, ăsta a aruncat meciul. L-a aruncat, a aruncat meciul. Mi-a dat pasă și a aruncat meciul. Nu, ce faceți? Ah. Dio, dacă treceam mincea aia pe lângă toți, îmi spărgeam tastatul. Ăsta ce face? Nu se mai poate da autogol, dar... Na. Asta... Nu contează, sincer. Bă, dude. Nu, că pierdem. Dacă nu e niciunul, pierdem. N-am pierdut încă. Nu încă. Da, acum am pierdut. Deci e imposibil! Este imposibil, dude, în 2023. Haideți că mai dăm un match, totuși, m-am hotărât. Mai dăm un match. Unul și gata, îl dăm cu Arty. Așa. Arty este un brawler foarte interesant, mi se pare mie. Deși, cam toți brawlerii sunt... Acum încep să se copieze, gen. Încep să copieze abilitățile de la unii la alții. Ăsta, practic, trage cu niște luminițe. Pe care dacă le pui, reușești să le pui pe ăștia, îi așa mai mult damage. Așa. Și superul, să vedeți cât de interesant este. Mamă, stați că ăsta... Îl avea 30 HP, dude. Este atât de nasol. Atât de frustrant să aibă 30 HP. Haide. Și golul meu. Așa, dar mai avem un gol de dat și... Să vedeți acum când am superul. Deci mi-l pun aici și acum eu trag pe jos cu niște... Practic îi scanez și le dau damage. Și dacă stau aici, trage și chestia mea. Practic cum am împărțit în jumătate, așa. Și am lăsat picioarele și trag și ele și trag și eu, gen. Nu știu dacă am explicat chiar bine, dar na, nu e problema mea. Și practic dacă mi omoară picioarele, voi muri și eu. Și dacă mă omoară pe mine, tot la fel. Stai să vedeți. Și dacă stau lângă picioare și dau damage,
Practic dau damage dublu, că dau și picioarele pentru mine. Așa, bun. Haide să le dăm gol. Să câștigăm, să terminăm video. Let's go, let's go. Și da, mai bun, cam ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să zdrobiți și voi butonul acela de like. Îmi zdrobesc eu acum star drop-ul acesta super rar. Dacă s-ar și deschide, dacă n-ar mai fi lag, yes of course. Dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars, să-mi scrieți în comentarii și să lăsați like, să văd foarte multă susținere. Eu am fost Andu the Shadow și pa, pa!